În urma calvarului creat anul trecut de cele patru etape ale înscrierii școlarilor în clasa 0, Ministerul Educației a revenit la vechea formă de înscriere. Părinții își pot înscrie copiii la școlile din circumscripția unde aceștia au domiciliuri, fără a întâmpina regulile de anul trecut. Copiilor se va face într-o perioadă stabilită de minister care va fi de durată rezonabilă, așa cum s-a făcut și până în an 2011 la unitatea școlară pe care părintele dorește. Singura condiție care rămâne în vigoare din anul școlar 2013-2014 este că prioritatea la înscriere au copiii din circumscripție, precum și cei care au deja frați în unitatea școlară. Situația rămâne valabilă și în cazul în care clasa 0 trece la grădiniță, lucru incert în acest moment, fiind aflat pe masa de dezbatere a Ministerului Educației.